Hei, salutare dragilor, știți foarte bine că îmi plac foarte mult pomii și grădinăritul. Și astăzi vreau să facem un clip scurt despre lăstarii ăștia care apar la păr în luna mai. Acești lăstari apar în luna mai și mai este o serie de lăstari care apar în luna iunie. Și de ce este musai să îi rupem? Este musai să îi rupem pentru că ei vor consuma seva pomului. Pomul, în loc să ducă seva, să facă fructe, să fructifice, o parte din seva va ajunge în acești lăstari. Dacă pomul are suficientă sevă, atunci ei vor consuma destul de multă și pomul nu va face fructe. De aceea, în luna mai, vă uitați la pomi. Dacă sunt lăstari de 5-10 cm sau mai mari, avem și de 15-20, venim și îi rupem. Ei sunt foarte fragezi acum și se rup foarte ușor. Nu este nevoie să venim să îi rupem cu, să-i tăiem cu foarfeca. Și acum, ăștia de aici îi rupem pentru că ei cresc în interiorul pomului. După cum vedeți, noi am făcut aici două tăieri săi la aerisiv, așa că acești lăstari nu avem nevoie de ei aici, îi rupem și lăsăm seva pomului să se ducă pe șarpante și să ajungă la fructe. Acest pom nu a fost tăiat corespunzător câțiva ani la rând, de aceea nici nu fructifică. Noi acum rupând acești lăstari, dacă noi tăiem în acest moment, ei vor crește foarte mari până la toamnă, iar la toamnă vor fi nevoie să-i tăiem cu foarfeca. Așa că încă din start îi eliminăm. Aici s-a făcut o tăiere pentru că era foarte aglomerat pomul. Uitați, au dat 3 lăstari. Nu avem nevoie pe mijlocul pomului să crească niciun lăstar, așa că îi rupem pe toți. Hai să mergem mai departe, să vedem ce mai avem pe aici, pe unde au mai crescut. În principiu, lăstarii care cresc verticali, ăia sunt lăstari lacom și ăia trebuie să eliminați, pentru că ăia care cresc pe verticală sunt primii la care ajunge seva. Așa că ăia îi eliminăm. Uitați aici, avem din nou un lăstar dintre ăsta mic, care încrește pe această ramură. După cum vedeți, se duce peste cealaltă, este inutilă, așa că îl rupem. La fel avem și aici. Avem un lăstar de ăsta vertical, care vedeți, vine peste celelalte. Nu avem nevoie de el, așa că îl rupem. Aici în vârf, dacă ne uităm, au dat 4 lăstari. O să le eliminăm pe ăsta pe interior, nu avem nevoie de el. Iar pe ceilalți o să-i lăsăm momentan, pentru că nu ne încurcă și poate o să dezvoltăm acolo vârful părului să mergem mai sus. Aici avem 2 lăstari, s-a făcut o tăiere, da? A crescut acesta spre exterior și acesta vertical pe interior, care se duce peste cealaltă ramă. Îl rupem pe acesta de aici, pentru că deja părul ăsta a început să fie plin de afide, dacă vă uitați. Este deja împânzit, va trebui să-l stopim neapărat și destul de repede, pentru că este plin de afide. Unde să ne mai uităm noi? Aici. Avem deja iar un lăstar care, el deși vine spre exterior, este foarte aproape de această subșarpantă. O să-l eliminăm. Uitați ce ușor se rupe. Iar aici în vârf, dacă se vede, avem 2 lăstari verticali, da? Care merg în sus. Nu avem nevoie nici de aceștia să consume seva pomului. Îi rupem. Bun. Aici încă 2 cazuri. Ăsta este spre interior, după cum știm de la regulile de tăiere, tot ce crește spre interior eliminăm, pentru că se aglomerează pomul. La fel și ăsta de aici crește spre interior, se aglomerează pomul. Încă un lăstar de vreo 10-15 cm care crește vertical și va concura cu această șarpantă, îl eliminăm. Acum nu facem decât să salvăm seva pomului, să nu mai meargă în toți acești lăstari și să meargă în fructe. Pe partea aceasta avem din nou un lăstar care merge pe interior,
Atenție, nu trebuie rupți toți lăstarii, da? Doar cei care nu respectă regulile, cei care aglomerează, cei care merg spre interior. Dacă avem un lăstar care merge spre exterior și vrem să formăm pomul, să-l prelungim sau avem un gol, îl lăsăm. Ia uitați, aici avem un lăstar care se duce pe verticală. Ăsta trebuie să-l eliminăm. Mai avem aici unul pe interior. Cam asta este regula cu lăstarii ăștia din luna mai la păr. Eu mai am pe aici câțiva de făcut, dar am vrut doar să vă fac o prezentare și este foarte, foarte important să îi eliminați. Da? În al doilea rând, după cum ați văzut, am umplut pământul de afide. Trebuie stropiți neapărat pentru că mai târziu o să fie afectați. Încă se prezintă bine, așa că mâine facem și stropirile. La revedere!